adică, că e bun omul, eu știu, deci, nu, el e patologic, deci eu cunosc mai bine decât oricine, îl cunosc înainte, bineînțeles, de eram proieștenă, în doilea, duceam patologic. El e în familie asta cu, în ultimul timp, ne unise de tot de când a fost ales președinte unui nominal. Iar pentru el nu există nimic mă care să... Dar el e foarte fricos. Asta este un nebun de fel. Eu, deci nu, ca să înțelegi, 90% din actele semnate în ultimii 4 ani de Consiliul a semnate numai de el. Deci fără alte semnate. Că nu l-am lăsat, că legea nu ai ce să faci decât să te duci autori, înțelegi? Îți dai seama unde am ajuns, că el răspunde. Deci asta cu certificatele și asta e 1%, dosarele sunt imense, nici nu poți să-ți dai seama. Că n-a plătit, mă, că e obligat. Deci, de siguranță, n-a plătit, că n-a plătit el. Cum e nebun? Deci, e nenorocire ce e posibil. Asta a fost nicio, mă, de caliță, înțelegi, de cretin. Dar cretinul ăsta, l-am acoperit pe el cu chestia asta pănită, un subiect, și se debarasează de tot. Că e nebun, ăla e inconștient, ăla e cel mai dificil. Ăla nu mai e sănătos la minte. Deci, nu-i sănătos, deci dacă păi nu am control sau nu mai că legea. Cred că nu are mai mult de 6 luni, 5-6 luni de primire. El e în ultimul sau nu?